sincer, sunt cel mai sincer mocean pe care să-l cunoașteți. Vă zic adevărul când vă zic că vă mint. Dar măcar nu vă mint nașpa, vă mint prin absența informației. Și tot ce spune adevărat. Și el pare că o să facă pe cineva să dispară, că eu pe el îl cunosc, de ce mă întrebi? Magician. Magician. Iluzionist. Hai, bravo, terminologia. Tot ai. Scamator. Dar chiar, mă, e diferență între... Când spui magician, cuprinde și iluzionist și... Pe scurt, iluzionismul gen, implică faptul că noi creăm iluzia imposibilă. Ce? Mai degrabă, un magician, te gândești la un magician de copii. Acolo. Era Bela Daur. Ce piesă? Nu uita vântule. N-aveți, bă, n-aveți, bă, n-aveți, nu, nu vreți. Ești pregătit să iei scena în brațe? Hai. Și nu uita că eu visez și aștept venirea ta. Vreți să-l omorâm? Oricând, nu? Ia. Atenție, aplauze! Hai, pe scenă, tată, să mergem să... Spune-i tu secretul de magician, nu știu ce să zic. Doamnelor și domnilor, să primim cu aplauze pe Andrei Crăciun! Ia! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Andrei Crăciun, numele oficial de iluzionist este Andrei Xmos, că am vrut să fiu primul indexat pe Google dacă vreți să mă căutați. Nu promit că o să vă fac să râdeți foarte mult, dar cel puțin o să vă fac să zâmbiți puțin. Și asta e ideea, nu o să încerc să vă păcălesc foarte tare, pentru că știu că ați văzut până acum magicieni. Serios? Da, nu. Și ideea e să vă fac ceva cât se poate, cât mai personalizat, chiar lângă voi trei, dacă e ok, știi? Ești binevenit. E clar că în momentul ăsta trebuie să apară magicieni spectaculoși, pentru că avem 4 sezoane în spate și dacă vrei să treci mai departe și ești magician, chiar nu poți să mai vii cu scamatorii ieftine. Foarte multă lume e de obicei puțin sceptică când dă de magician, pentru că e normal, noi mințim pentru meserie. Însă nu vreau să vă las doar cu ceva de magie, vreau să vă las ceva puțin mai special, dacă se poate. Am număr de mentalism pe care vreau să ți-l arăt ție. Un număr de care? Mentalism. Mentalismul doar creează iluzia că vă citește mintea și cam asta e ce vreau să fac pentru voi. Adresează-te, adresează-te unui spirit slab și mediocru. Nu e spiritul de speriat și timid. Poți să rup din hârtia ta? Nu vreau să din nou să rupesc chestii. Partea cu scris, ca să nu mai am repere. Așa. Vreau să te gândești la prenumele unei persoane. Poate să nu fie cineva drag, ca să nu zici că am căutat eu. Să nu fie cineva drag. Să nu zici că am căutat eu informațiile despre tine, știi, și să cred că aș ști după aia despre cine e vorba. Băi, e curajos băiatul ăsta, s-a dus să facă mentalism cu Chelu. Bravo, respect, și eu nu m-aș fi băgat la chestia asta. O să vreau să scrii prenumele persoanei, dar fără să te vadă nimeni, preferabil nici cei doi colegii tăi. Și după aia sunt doi, însă nu vreau să se vadă prin... Ca să fie ok. Și facem așa. Ok? Și te rog frumos să scrie aici, că vom avea nevoie de asta în curând. Unde să scriu? Aici. Aici, da? Acoperă cu mâna, nu vreau să văd niciun. Știi că aia la școală care nu copiați? Care nu vreau să dea să copiați. Deci doar prenumele. Prenumele persoanei, da. Lizibil cât de cât l-au dat, dacă vrei să le arăți. Pentru că eu așa scriu, cu litere mari, simple. Ok, ok. Tu știi că eu sunt un om foarte slab, nu? Nu. Adică nu intru într-un tribunasol după numărul tău, nu? Gata, sfinția ta. Și poți să te rog, poți să fii pe palma mea fără să mă uit? Delia, poți să confirmi că nu se vede prin lumină sau ceva? Nu. E ok? Da. Poți să deschid cumva, se vede de ce, ce nume e vorba? Da. A scris Vlad? A scris Vlad, nu o să iasă. Poți să mă prinzi de încheietură? Da. Ok, ești dreptat sau stângaci? Stângaci. Ok, să strângi bine, știi? Așa. Și vreau să-ți imaginez când trimiți prima literă de pe... numele respectiv. Nu garantez că-mi iese, dar acum e normal, când el blochează puțin circulația, se înroșește zona și cam asta ar fi ideea. De drum puțin? Cam asta voiam să înroșesc un pic, știi? Cred că se vede că începe să apară o zonă mai bine definită. Du-te, bă, de aici. Începe cu litera V cumva? Da. Du-te, bă, de aici. Stai, acum mă gândesc. Poate să fie un prieten, poate să fie chiar cineva de femeie sau un nume chiar complet, dar nu contează, cred că e un tip. Nu cred că e Victor, cred că mai degrabă ceva gen Vlad, am dreptate. Da. A făcut niște chestii chiar... Nu, că ăsta e, așa îți dai seama dacă e bun sau nu. Bă, eu nu mi-explic cum ai făcut asta.
Cum ai făcut asta? Hei. Nu mi-am explicat nimic din ce a făcut. Credeai că mi-am explicat? Nu, nu mi-am explicat. Nu, nu, că te gândești chiar la colegul tău din culise, dar... Mă gândeam la Vlad Țepeș, sunt pasionat de istorie. Nu se gândea la... Păi te-ai stricat, Chelule, te-ai stricat? Deci, Vlad, se gândea la... Vlad Țepeș, dragii mei, ai inventat conceptul de breakfast la umbră. Mersi, mă. Încântat. La fel. Cetățene, e oribil. N-a fost tare? Foarte tare, da. Ăla pe mână. Da, nu, nu mai vreau să mai pun întrebări legat de treaba asta. Vrei să-i faci lui ceva? Dacă vrei, uite, am o chestie bonus. Poți să te fac pe tine să-i citești mintea lui? Nu, eu zic să... Hai, mă, să ne simțim bine. Da, 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 vrem, vrem, vrem. Vrei, ok? Din punct de vedere. Acum, o să fac tot și cu cărți ca să nu fie nimic complicat, știi? Ok. O să păstrez secretul, o să fie doar cadou meu pentru tine că îl știi. Dar poți să te rog frumos să te muți lângă mine ca să devii magician automat. Ok. Și să aplaudăm. Să-mi citească mie gândurile? Să creăm iluzia că citește mintea legată de o carte de joc, ok? Ok. Nu o să fie nimic foarte personal. Dar nu putem să citim ceva personal? Politicos. Încerc să păstrez. Da, să nu fie adică, prietenie. Adică ar putea să fie și altceva fie. Legat de da. Păbune și să aibă legătură cu cărți de joc, adică să fie ceva exact ce gândesc sau cum. Scuze puțin. Uite, facem așa. O să vreau să ating o carte și o să arătăm spectatorilor cartea. Și evident că nu o să întoarcem pentru tine, ca să fie mai interesant, dar tu o să știi exact ce se întâmplă. Ok. Și poți să te mut un pic mai în spate? Spatele tău un pic. Atinge ce carte vrei tu. Bazache, părerea mea este să scoți casca din ureche. Ca toată lumea să nu... Da, să țin degeaba, că nu vorbește nimeni nimic. Păi asta, nu, dar... Ca să, se elimine potențial, ca să nu zic lumea că suntem noi vorbiți dinainte, nici măcar nu știai că o să se întâmple chestia asta. Ok, atinge orice carte, ca să poți să vadă și asta. Să nu da, gata. Asta de aici? Da. O puteți vedea și voi cei din spate? Poți să-mi confirm că nu e ceva scris pe spate, nu? Da. Ok. Și crezi că poți să știi ce carte a luat din ai? Da. Ok, gândește-te, hai să fie mai interesant. Gândește-te doar la culoare prima oară, doar la culoare. Am gândit deja doar la culoare. Gândește-te doar la culoare și tu nu te gândi la alta. De exemplu, dacă e neagră, stângleși, roșii. Sau dacă e roșii, stângleși, neagră. Știi, gândește-te exact la culoarea ta. Ce zici că e prima oară? Roșu sau negru? Hai să fie simplu, 50-50. Roșu. Bine, 50-50, ok. Are dreptate? Stai mă că n-am râs. Am râs? Ce dracu am râs? Ok. Da, da. Mai transmite... Da, are dreptate, da. Gândește-te și acum la simbolul, cel, sunt două roșii. Da. Mă concentram. Stai. Gândește-te. Stai că nu vreau să mă mai... Știi că se uită la mine și mă influențează și nu vreau. Fair play. Zi-mă! Gata, mă gândesc. Este... Deja e simplu. Ești acum la simbol, la, cum ar fi la numărul cărții. Uite, dacă ți iese, uite-te în ochii lui, cred că știi. Zece întâmplări ciudate și o minune. Zece? Da. Ceea ce pare, niciodată. Da. Velea e magică asta. Să mor tu că e, adică, da, cum ai știut? Păi nu pot să spună că e magician. Mintea ta. Da, ok, bine, mulțumim. Mersi și eu. Care a fost faza cu Velea? Într-adevăr, au ghicit chestiile alea pe bune? Nu știu, că nici n-a vrut să-mi spună după aia, nici... Habar n-am, cred că i-a dat la vreun semn. Băi, Matache, explică-mi și mie o chestie. Ți-a făcut el vreun semn? Si. Da sau nu? Ți-am întors cumva cartea să o vezi? Nu, mă, nu. Ți-a făcut așa, tac, tac, 10? Nu, nu mi-a făcut absolut nimic. Ideea e că el a deschis o cale de comunicare, pentru că asta poate să facă. El are capacitatea asta și eu am, nu are toată lumea, de-aia nu ți-a zis ție să încerci să-mi gândești mie, să înghicești gândurile, pentru că tu nu poți, că nu ai această capacitate. E, și atunci l-a apelat la mine, pentru că știa că pot. Și asta e. Ah!
intrat în mintea mea. Da. Și a fost groază. Noroc că n-am stat mult. Asta pare. Da, ai ieșit între timp, nu? Nu știu dacă încă sunt acolo. Cred că am ieșit. E frig acolo, crede-mă. Și ai mult spațiu. Rămân așa acum pe frecvența asta, pe chestia asta și am să-i citesc mintea și am să fiu în mintea lui toată ziua. Te distrug. Eu sunt singurul dintre cei trei mici monștri abominabili care te va ajuta cu adevărat în acest moment. Am să spun părerea mea sinceră. Te rog. Apreciez trucurile pe care le-ai prezentat. Mm-hmm. Ești de bun simț. Ai dat o stare de bine? Andrei Crăciun... Micul magician, nu? Deci, hai să stabilim un lucru. Nu există magie. Există tehnici de manipulare și scamatorii. Și probabil că una lângă alta asta înseamnă magie. Eu sunt foarte impresionabil la chestii de genul ăsta și îmi promit să fiu, adică să nu mai fiu atât de naiv, dar în continuare sunt foarte naiv. Cred că ești un tip foarte inteligent și cred că ai avut... Cel puțin în prima parte, până să intru într-un trip, sper să nu se continue toată ziua așa, ai avut câteva momente în care, într-adevăr, m-ai făcut să zâmbesc. Mie momentul mi s-a părut foarte bun. Au fost mai multe chestii tari, nu doar faptul că am intrat în mintea lui și... Puteam să continuăm și în direcția asta. Dar pe viitor știi ce să faci. Să știi că mie mi-a plăcut. Hai să ne simțim bine, hai să nu fim nenorociți. Mi-a plăcut Andrei. Cum să nu-ți placă un om cu care te conectezi la nivelul cerebelului și reușești să intri în creierul, în cerebelul celuilalt coleg jurat? Îți place? Mulțumim! Asta și eu! Nu știu dacă vederea care a putea să intre în capul tău. Ar fi sinistru. De ce? Pentru ea, în primul rând. Dai seama ce e acolo. Tu dai seama ce e acolo. Câți schelet sunt în creierul meu. Acum, cinstit vorbim. Ce e la salam? Salamior? Matache? Nu, e în cocos. Tu nu ești Grigorescu. Adică tu nu mai ai chestia asta, domne, eu nu spun, nu trebuie să spun din trucurile noastre, știi? Zic cum ai făcut. Ce dracu e aia? Pe bune, zic cum ai făcut. Delia nu a ghicit zecele din capul lui Bendeac. Din câte mi-am dat eu seama, i-a fost indus cu mâna. I-a făcut de două ori așa. Și asta este o tehnică. Uite-te în ochii lui, cred că știi. Asta e părerea mea. Este o tehnică de inducere. Dacă îi făcea o dată cu mâna, probabil Delia ar fi spus 5. Dar am sesizat, eram geane și i-a făcut de două ori așa.